Doamnă Malmström, cum apreciați procesul de implementare a DCFTA-ului și evoluția comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană? Well, after 3 years, I think we have some 3 ani de la inițierea DCFTA avem posibilități să evaluăm. Am văzut că există o creștere a comerțului între UE și Moldova, de fapt o creștere de 15% din intrarea în vigoare a DCFTA, multe produse, în special din sectorul agricol, fructe, conservate, suc, vinuri, au crescut chiar mai mult. Dar mai e spațiu pentru îmbunătățiri. Respectiv, trebuie să ne asigurăm că Agenția pentru Siguranța Alimentelor se conformează în totalitate cu legislația UE, astfel încât companiile moldovenești să poată să exporteze ouă și carne în Uniunea Europeană, dar și climatul de business în general trebuie să fie îmbunătățit, astfel încât să atragă mai multe investiții. Aceste 2 zile am vorbit aici cu politicieni, cu reprezentanții companiilor, societatea civilă, miniștri, cum să cooperăm ca să îmbunătățim condițiile și mai mult. În octombrie curent, guvernul de la Chișinău a venit cu o solicitare de a spori cotele tarifare la exportul de fructe, legume, produse cerealiere și cereale prelucrate. Când credeți că Comisia Europeană ar putea examina această solicitare? Tocmai am primit solicitarea oficială și noi vom examina această solicitare în contextul evaluării generale și de asemenea vom face și o evaluare a impactului, consecințelor acestui pas. Va trebui să discut lucrul acesta cu colegii mei din sectorul agricol în cadrul Comisiei Europene și vom reveni cu un răspuns către autoritățile moldovenești când avem tabloul general. Doamnă comisar, chiar dacă de la începutul implementării provizorie a acordului de asociere au trecut 3 ani, acest lucru s-a întâmplat la 1 septembrie 2014, spre regret, producătorii moldoveni de produse de origine animalieră deocamdată pot exporta doar miere, produse de acvacultură și praf de ouă. În opinia dumneavoastră, când credeți că țara noastră ar putea începe să exporte produse de lapte, de carne și ouă? Well, in order to sell food, pentru a vinde produse alimentare pe piața Uniunii Europene, trebuie să vă conformați cu legislația UE care protejează consumatorii și se referă la siguranța alimentelor. Agenția pentru Siguranța Alimentelor din Moldova nu a aplicat pe deplin aceste reguli deocamdată și atunci când acestea vor fi aplicate pe deplin, atunci veți putea exporta în Uniunea Europeană, dar Agenția pentru Siguranța Alimentelor din Moldova trebuie să asigure conformitatea totală cu legislația. În opinia dumneavoastră, care sunt principalele obstacole ale business-ului din Moldova în procesul de export pe piețele europene? Cred că mai e de lucru cu agențiile de reglementare, cum ar fi Agenția pentru Siguranța Alimentelor. Mai e de lucru cu legea nouă cu privire la energie. Și, în general, climatul de afaceri trebuie să fie îmbunătățit. Asta înseamnă o luptă continuă cu corupția, stabilizarea supremației legii, astfel încât să existe o previzibilitate pentru exportatorii de aici, dar și pentru cei care vor să vină în țară și să investească. Evident că aceasta este o muncă pe termen lung. Am discutat lucrurile astea pe deplin și în detaliu pe parcursul vizitei mele aici, ca pentru cei care să vrea să investească în Moldova să existe previzibilitate și supremația legii. După cum cunoașteți, așa-numitul furt al miliardului a destabilizat situația în sfera financiară bancară. În opinia dumneavoastră, măsurile adoptate de guvernul de la Chișinău, în ce măsură sunt suficiente pentru a redresa situația în această sferă? Well, I think today, cred că astăzi, acum, în timp ce vorbim, va fi prezentat raportul companiei de consultanță independentă care a făcut investigația și toată lumea speră că cei care se fac vinovați de acest furt vor fi aduși în fața justiției și așteptăm transparență și așteptăm rezultate din partea autorităților moldovenești. Cum apreciați în general climatul investițional din țara noastră? Eu cred că poate fi mai bine, poate fi îmbunătățit, pentru că
mai sunt probleme legate de supremație legii și corupție, iar aceasta creează un climat de incertitudine pentru investitori și asta este dușmanul lor principal. Ei vor previzibilitate și reguli stabile. Odată cu reformele pe care le întreprinde guvernul acum, eu sper că lucrurile se vor îmbunătăți, dar este important de a asigura că mediul de afaceri poate activa într-un climat unde ei cunosc regulile, condiții clare. DCFTA, de exemplu, creează condiții clare pentru companiile moldovenești, dar este foarte important ca și cei care vin în țară să știe condițiile de aici. Către 2018, Uniunea Europeană și-a propus să facă funcțională piața digitală. Ce statut credeți că vor avea state ca Republica Moldova și celelalte parteneri din parteneriatul estic? Piața digitală este un proiect foarte important pentru piața internă în cadrul Uniunii Europene și noi lucrăm mult pentru a realiza această piață digitală. Subiectul a fost discutat în ședință cu partenerii noștri, cum ei ar putea să dezvolte și să sprijine această agendă și eu sper că acest subiect va fi abordat și în cadrul discuțiilor din cadrul summitului parteneriatului estic, să vedem cum putem să integrăm vecinii noștri din Est și în piața digitală. Doamnă Malmström, se știe că Bruxelles cunoaște anumite tendințe a unor forțe politice din Republica Moldova de a denunța acordul de asociere și cel de liber schimb. În opinia dumneavoastră, care ar putea fi consecințele unor asemenea pași? Alegerea întotdeauna va fi făcută de poporul moldovenesc, dar este clar că două treimi din exporturile moldovenești merg către Uniunea Europeană, iar jumătate din importuri vin din partea Uniunii Europene. Deci această relație economică este foarte importantă pentru creșterea locurilor de muncă, pentru bunăstarea socială aici. Abandonarea sau plecarea de pe această cale va fi o mare lovitură pentru dezvoltarea economică. Am văzut că acordul de liber schimb funcționează, poate funcționa și mai bine, a arătat rezultate clare și ceea ce am realizat ne dă un cadru pentru a lucra mai departe, pentru a dezvolta colaborarea noastră reciprocă și UE contribuie cu mulți bani la dezvoltarea economiei moldovenești. Ar fi un păcat dacă ar fi aleasă o altă cale, dar bineînțeles că asta va fi decis de poporul moldovenesc. La 24 noiembrie la Bruxelles va avea loc cea de-a 5-a ediție a forului parteneriatului estic. În acest context, Georgia, Moldova și Ucraina, la ce semnale ar trebui să se aștepte? Forul parteneriatului estic este o oportunitate de a trece în revistă progresele, de a face un schimb cu practici, idei, de a reînnoi legăturile personale și de a vedea cum putem să aprofundăm în continuare acordurile de asociere și acordurile de liber schimb. Eu cred că este un moment important ca să ne întrunim și să facem schimb de experiențe. De asemenea, să vedem cum putem aprofunda colaborarea între cele trei țări care au DCFTA, care au ales o cale puțin diferită comparativ cu alte țări din cadrul parteneriatului estic, anume lucrurile astea le vom discuta la summit. Doamnă comisar, vă mulțumesc mult pentru acest interviu și vă urez succes și cale ușoară spre Bruxelles. Thank you very much. It's very nice to be in Chișinău. Mulțumesc foarte mult. A fost plăcut să fiu iarăși la Chișinău.